Erau trei negri, Iac, Iac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone. Mai erau și trei negrese, Țipi, Țipi Tripi și Țipi Tiripim Pompone. Și s-au căsătorit, Iac cu Țipi, Iac Țidrac cu Țipi Tripi și Iac Țidrac Țidrone cu Țipi Tiripim Pompone. Și au avut copii, Iac cu Țipi l-au avut pe Mac, Iac Țidrac cu Țipi Tripi l-au avut pe Mac Țidrac și Iac Țidrac Țidrone cu Țipi Tiripim Pompone l-au avut pe Mac Țidrac Țidrone. Într-o bună zi, Mac Țidrac Țidrone s-a dus în pădure și a văzut un mango fazon pițigulin cu trei țepeni într-o stare de cococifază. Uluit, Mac Țidrac Țidrone s-a mers la mama lui Țipi Tiripim Pompone și spuse: "Hai, mămică, o să-ți arăt o ciudățenie în pădure." Ajuși la fața locului, Țipi Tiripim Pompone își dojeni fiul: "Vai, Mac Țidrac Țidrone, dar acesta nu este un mango fazon pițigulin cu trei țepeni într-o stare de cococifază, ci este un bibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pâgârle pizza sau un guglator cu scobița scoasă." Vreau să-i mulțumesc frumos, Vere Anastasiu, pentru aceste 5 săptămâni de cursuri, aș zice eu, minunate. Am învățat foarte multe lucruri, ne-am făcut colegi noi și am învățat un lucru de la ea, că întotdeauna trebuie să fii cu capul sus, chiar și atunci când unii te mai dobar așa un pic jos, trebuie să mergi să fii cu capul sus.